A început numărătoarea inversă pentru gala RXF 45, iar câteva echipe participante au fost deja anunțate de organizatori. Iancu Sterp, care s-a luptat cu Ricardo Filip și Ovidiu Neveu în galele trecute, va încasa cei mai mulți bani de pe urma luptei în cușcă. Și e vorba de circa 20.000 de euro, susțin sursele cancan.ro. Și n-ar fi de mirare ca publicul, pentru că el este cel care decide să poziționeze lupta dintre fratele lui Culiță Sterp și George Zănoagă drept main event în noiembrie, când vor avea loc meciurile. Totodată, după două câștiguri în galele RXF, Iancu și George se vor lupta pentru centură, primul meci de acest gen organizat de RXF. În altă ordine de idei, Denisa Despa primește circa 9.000 de euro. Totuși, dacă după lupta cu Alexandra, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, va fi declarată câștigătoare, i se va adăuga un bonus de 2.000 de euro. Surpriza vine însă din partea lui Vladimir Drăghia. Actorul va încasa o sumă mult mai mică decât Iancu Sterp, aproximativ 10.000 de euro.